Prin 9 aprilie la liceul din Ungureni, unde vom sta de vorbă cu tinerii care votează pentru prima dată. Și chiar în dimineața aceasta am primit un telefon de la Autoritatea Electorală Permanentă că va trimite un reprezentant acolo. Și chiar pentru ziariști poate fi interesant să poartă discuții cu doamna respectivă, pentru că am observat din discuțiile cu anumiți ziariști că ei sunt interesați foarte mult de aspectele tehnice privind votul, cine poate fi mai potrivit decât un asemenea reprezentant. Și dacă va rămâne bătut în cui, cum se spune, întâlnirea de la Ungureni, va fi un prilej și pentru o întâlnire cu un reprezentant al Autorității Electorale Permanente care va veni la Botoșani. Încă o dată vă mulțumim!